Mă numesc Alexandru Voicu, am 20 de ani și sunt student în anul 2 la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale, București. Era apă până... Și după aia așa cer. Păi și ea ce-a zis? Ce să zic eu? Chestii de genul. Hai să ne oprim, că nu e bine. Da, mă, de parcă dacă e interesat de prietenul ei, ți se pare că te mai chema la ea acasă. Da. Așa-s toate tipele. Se plâng de noi că nu știm să ținem o relație, că nu înșelăm tot timpul. Nu înșelăm și... Ele, când înșelă, e diferit. El e. Marian Georgescu. Marian? Alexandru Muntean. Păi, hai să vezi. Lasă-l acolo. Se poate fuma aici? Da. Sunteți fumător? Nu, am fumat 4-5 de ani, da. Nu știu. Și ce nu poți să vreau să nu mai iasă? Te sun eu la 4. Și suportați fumul? Da. Bine, și eu vreau să mă las, dar eu fumez de 2 ani și ceva. Păi, cu cât fumezi mai mult, e mai greu să te lași de fumat. Asta din cauza că te obișnuiești cu gestul. Da, și asta e adevărat. Mai aveți din asta? Da. Știu că și eu mă jucam când eram mic.